dragii mei, eu sunt Angelica Iordănescu și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, așa cum bine v-am obișnuit, vom discuta despre ultimele întâmplări care au avut loc în emisiunea Fenomen Survivor România 2022. Înainte de a începe, vreau să vă prezint cartea mea, Despre mine, despre tine, despre noi. Poate mulți dintre voi nu știu, însă înainte de a mă căsători, eu am scris o carte despre cel care urma să devină soțul meu. De aceea este semnată Angelica Puslaru, numele anterior căsătoriei. Este un roman de dragoste captivant, în care sunt sigură că mulți dintre voi se vor regăsi. În descrierea acestui videoclip v-am lăsat link-ul care vă va duce direct către locul în care găsiți cartea disponibilă spre vânzare. De asemenea, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube, dacă nu ați făcut-o deja, să dați un like și un share acestui videoclip, pentru că în felul acesta mă încurajați să postez din ce în ce mai des. Vă mulțumesc! Dragii mei, emisiunea de ieri îi are în prim plan pe războinici care discută despre plecarea Elenei Matei. Aceștia spun despre Elena Matei că a fost o luptătoare, că de-a lungul competiției au avut foarte multe lucruri de învățat de la ea. Alexandra Dulii spune că le va lipsi energia bună pe care Elena Matei o aducea în cadrul echipei. De asemenea spune că pentru ea Elena Matei a fost ca o soră mai mică. Ionuț încearcă cumva să-i liniștească pe războinici, spunându-le că până la urmă și până la coadă Elena Matei s-a dus acasă, nu s-a dus la tăiere. Și în altă ordine de idei, în această emisiune va exista un singur câștigător. Astfel că mai devreme sau mai târziu, și faimoșii și războinicii vor părăsi rând pe rând emisiunea Survivor România sezonul 3. Și va rămâne cel mai bun câștigătorul Survivor România. Pe insula faimoșilor, Smărândescu este deranjat de atitudinea lui Ionuț. Pe de altă parte, Elena Chiriac spune că a observat că Alexandra Dulii este de partea lui Ionuț și că mai mult decât atât, observă că ea are niște sentimente pentru acesta. Știți foarte bine că am discutat despre momentul în care Ana Dobrovie a pus cărțile pe masă și a spus că observă că Alexandra Dulii este atrasă de Ionuț și că Ionuț o manipulează, că din partea Alexandrei Ana Dobrovie vede iubire. Eu nu știu ce să zic. Am aflat că Ionuț are și o iubită care îl așteaptă acasă, așa că, din punctul meu de vedere, Alexandra Dulii ar trebui să se retragă și să înceteze cu aceste lucruri, pentru că sunt sigură că pe iubita lui Ionuț cam deranjează apropierile care au loc pe insula războinicilor. Și faimoșii discută despre plecarea Elenei Matei. Laura spune că îi pare rău pentru toată lumea care părăsește competiția Survivor România și care se vede clar că își dorea să lupte în continuare. Pe de altă parte, Emil Rengle spune că se bucură că a plecat Elena Matei și că a rămas Oana și Dor în competiție, pentru că Elena Matei doar vorbea și nu făcea mai nimic. Eu țin să-l contrazic. Elena Matei, de-a lungul competiției, a fost un concurent foarte bun, a adus foarte multe puncte, dar Emil Rengle despre concurenții buni de la Survivor nu are nimic bun de zis. El se consideră pe el cel mai bun, asta în contextul în care știți foarte bine, la jocul pentru recompensă, a intrat de 3 ori pe traseu și nu a fost în stare să aducă măcar un singur punct. Nici măcar în momentul în care Alex Delea a greșit și a trebuit să se întoarcă din drum, nici măcar în acel moment, după ce a avut nenumărate ocazii să introducă acel frisbee în spațiul acela bine delimitat, nici măcar atunci Emil Rengle nu a reușit să aducă punct. Eu cred că nici dacă ar intra cu un mel, n-ar reuși Emil Rengle să aducă un punct, dar își permite să spună despre Elena Matei că vorbea mult și nu făcea nimic. Nu. Elena Matei, de-a lungul competiției, în ciuda aparențelor, în ciuda faptului că este o fată slăbuță, firavă, i-a demonstrat foarte multe lucruri. Eu personal nu-i dădeam șanse și au fost trasee în care Elena Matei a demonstrat că are atât de multă ambiție, își dorea atât de mult să câștige încât a și reușit. Mă deranjează atitudinea ei, mă deranjează felul în care ea s-a comportat cu Relu, dar felul în care ea a concurat pe traseu este de aplaudat. Este de aplaudat. Într-adevăr, războinicii și faimoșii au avut ce învăța de la Elena Matei, pentru că ea fiind mititică,
a reușit să demonstreze foarte multe lucruri din momentul în care a intrat în emisiunea Survivor România, de la început și până la sfârșit. La testimoniale, Laura spune că, pe de altă parte, se bucură că Elena a părăsit competiția Survivor România, deoarece era o persoană foarte, foarte gălăgioasă, vocală, spune ea. La fel cum de altfel, spune că toți războinicii sunt vocali și gălăgioși. Dacă mă întrebați pe mine, afirmațiile Laurei vin în urma faptului că războinicii au câștigat foarte multe jocuri. Și bineînțeles că în momentul în care tu ești pierzătorul, te deranjează bucuria celorlalți. Pe de altă parte, ținând cont de faptul că nu ni se arată tot ce se întâmplă la Survivor România, probabil că au existat mici discuții între Elena Matei și Faimoși, ținând cont de faptul că Elena Matei era răutăcioasă, știți că am vorbit despre asta, și probabil că și acest lucru a contribuit la părerea Laurei, la părerea până la urmă a întregii echipe a Faimoșilor, că știți foarte bine că Faimoșii au zis despre războinici că nu au pic de respect, că îi jignesc, în contextul în care și Faimoșii îi jignesc pe războinici, ați văzut și voi. Jignirile sunt de o parte și de alta. La Survivor se pare că este ceva normal. Nu știu de ce Faimoșii și războinicii mai aduc uneori în discuție acest lucru, în contextul în care jignirile sunt la ordinea zilei în ambele echipe. În tabăra Faimoșilor, nici o zi fără ceartă. A izbucnit un mic conflict între Laura, Emil Rengle, TJ și Cerebel. Mai precis între Laura și Emil Rengle, dacă stau acum și mă gândesc. Grupul format din Laura, TJ și Emil Rengle își doreau să facă cocos prăjit. În același timp și Cerebel își dorea cocos prăjit. Cu toate acestea, el a zis, dacă ați putea să faceți și pentru mine, dar să știți că eu nu vă ajut pentru că trebuie să mă duc până pe plajă, că am puțină treabă, dar dacă mă așteptați, eu vin și voi contribui și eu la spargerea cocosului și așa mai departe. Am văzut că TJ a mormăit ceva, n-a vrut să se implice foarte mult. Cu toate acestea, Emil Rengle, văzându-l deranjat pe TJ, a vrut să-i atragă atenția Laurei, spunând că nu este de acord ca Laura să decidă pentru toți. Pentru că Laura a fost ceva în genul, ok, du-te pe plajă, că nu e nicio problemă. Nu trebuie să contribuim cu toții la mâncare. Până la urmă, e ok, adică nu e nicio problemă. S-a mai întâmplat asta de-a lungul competiției. Pentru că Laura spune că ea nu este de acord cu ideea aceasta, dacă nu muncești, nu mănânci. Și a zis că nu e nicio problemă, stai liniștit că îți facem și pentru tine. În momentul în care Cerebel s-a retras pe plajă, Laura a spus că o să-i dea lui Cerebel și o lingură din orezul ei. Asta pentru că Laura la testimoniale a declarat faptul că este o persoană foarte darnică. Dacă îi ceri farfuria, dacă îi ceri farfuria de mâncare din față, ea este genul de persoană care îți dă tot. Cam asta a vrut ea să zică. Și Emil Rengle a spus că el nu rezonează cu ceea ce face Laura, nu rezonează absolut deloc. Laura s-a simțit deranjată și era și normal, în contextul în care ea a simțit faptul că Emil Rengle are ceva împotriva lui Cerebel. Se vede clar că Emil Rengle are ceva împotriva lui Cerebel. I-a zis în față lui Cerebel faptul că nu îl agrează. Și Laura a spus, dacă era vorba despre altcineva, tot așa ai fi reacționat. Emil Rengle, bineînțeles că i-a spus Laurei că are o atitudine bossy, autoritară, că nu l-a lăsat pe TJ să își spună punctul de vedere, că ea decide pentru toată lumea și ținând cont de toate aceste acuze care i-au fost aduse Laurei, bineînțeles că ea s-a simțit deranjată de atitudinea lui Emil Rengle. Din testimonialele pe care Laura le-a oferit ieri, trebuie să vă mărturisesc faptul că am fost în asentimentul ei și ușor, ușor mi-am schimbat părerea despre ea. Cu toate acestea, Laura încă nu înțelege că Emil Rengle nu este ceea ce pare a fi și fiind cumva
în același grup cu Emil Rengle și cu TJ, care și TJ este foarte răutăcios, nu știu ce să zic. Dar, per total, pe mine personal, Laura m-a emoționat și cumva mi-am schimbat părerea despre ea. Știți foarte bine că la început nu mi-a prea plăcut felul în care ea a vorbit despre Andreea Tonciu, despre Otilia. Nu mi-au plăcut afirmațiile pe care ea le-a făcut despre coechipierele ei. Pe de altă parte, Laura a mai spus un lucru. Da, foamea îi schimbă, dar este important să-ți amintești cine ești tu cu adevărat. Și ea a spus, poate că a greșit, dar acum că și-a dat seama că a greșit, mai bine să își revină la normal. Lucru pe care eu îl apreciez, pentru că da, se mai întâmplă, tuturor ni se mai întâmplă să fim ghidați de un lucru greșit și să credem la acel moment că facem lucrurile bine și ulterior să ne dăm seama că am greșit și să încercăm să rezolvăm lucrurile, să încercăm să ne revenim la normal. Sunt complet de acord, se mai întâmplă, tuturor ni se întâmplă asta, tot, cu toții greșim. După ce Laura și Emil Rengle și-au aruncat cuvinte, mai mult sau mai puțin jignitoare, Emil Rengle a zis că nu trebuie ca Laura să fie salvatoarea, că e martiră, că se dă fata bună. Emil Rengle a zis și ceva de un reality show, că n-am înțeles exact ce a vrut Emil Rengle să spună prin faptul că ei sunt la un reality show. Până la urmă și la coadă, Emil Rengle s-a dus după 3 minute și i-a luat în brațe pe Laura și a cerut scuze de la ea și la testimoniale a declarat că este pentru prima dată când Laura plânge și că faptul că ea a plâns nu i se cauzează lui, i se datorează lui, ca și cum ar fi un lucru foarte bun că Laura a început să plângă, pentru că ea s-a descărcat. Lacrimile Laurei au fost de eliberare. Din punctul meu de vedere, Laura ar trebui să stea un pic să analizeze lucrurile, pentru că tot ea a fost cea care a zis la testimoniale că Emil Rengle e cu pacea, e cu bunătatea și în realitate ceea ce promovează el nu se pupă. Ar trebui cumva să analizeze în ce grup s-a băgat și cu ce persoane s-a aliat, pentru că personal, mi-am dat seama că Laura nu este precum sunt TJ și Emil Rengle. Cel puțin în această situație, ea este complet diferită și felul ei de a fi nu este asemănător cu al celor doi coechipieri ai săi. La un moment dat, tot în tabăra faimoșilor, a avut loc un mic clinch. Smărănescu s-a supărat pe Natalia pentru că în momentul în care ea a împărțit mâncarea, nu i-a pus cartofi, n-am înțeles foarte bine, i-a pus mai mult orez și mai puțin cartofi. Și Smărănescu a tunat și a fulgerat și a spus că nu mai are nevoie să mai mănânce, că la revedere, nu mai are nevoie de porția lui, să o lase acolo să se strice. În contextul în care Natalia i-a spus că nu a făcut-o intenționat. Cu toate acestea, Smărănescu a zis că de acum înainte nu își mai dorește ca Natalia să mai împartă mâncarea, ci Laura și Elena, pentru că ea împarte mâncarea greșit. Ce face foamea din oameni? Concluzie. Voi vă dați seama cât de înfometați sunt faimoșii și războinicii, astfel încât să se ajungă la astfel de certuri pe mâncare, că nu i-a pus lingura cu cartofii care îi se cuveneau și așa mai departe, mie mi se pare incredibil. Mie mi se pare incredibil. Laura la testimoniale a spus că până la urmă și până la coadă, din două linguri de orez, dacă dai o lingură de orez coechipierului tău, nu e mare lucru. Pentru că nu te ajută la nimic, fie că e o lingură, fie că sunt două linguri, e același lucru. Și are dreptate. Doar că foamea îi schimbă pe oameni. Cum a zis Smărănescu la un moment dat, foamea naște monștri. Dar și Smărănescu este un monstru. Ați văzut și voi ce fel a reacționat în momentul în care nu a primit suficientă mâncare, mâncarea care îi se cuvenea. Reacțiile astea nu cred că sunt ceva obișnuit pentru ei și sunt scuzabile. Pentru că lor chiar le este foame și n-au mai câștigat
Niciun joc. Nici jocul pentru imunitate din această seară nu-l vor câștiga și trebuie să înțelegem că foamea este cea care îi schimbă și care îi face să se comporte așa cum se comportă. După ce s-au mai calmat lucrurile între Laura și Emil Rengle, Elena s-a gândit să intervină, să-și spună și ea părerea. Dacă mă întrebați pe mine, Elena Chiriac nu avea de ce să intervină în discuția celor doi, dar per total fiind pe acea insulă, participând la acea discuție, auzind ceea ce și-au spus unul celuilalt, respectiv Laura și Emil Rengle, ea s-a gândit să intervină și să spună cum a înțeles ea situația. În momentul în care Elena Chiriac a zis că Emil Rengle are o problemă cu cerebel, instantaneu Emil a răbufnit și a început să îi spună acesteia că ea are 19 ani, că pe ea nu duce capul să înțeleagă discuția dintre el și Laura. Foarte urât din partea lui, foarte urât din partea lui. Elena Chiriac, bineînțeles că s-a enervat și a spus că în momentul în care Cerebel a fost în exil, Emil Rengle a fost haterul lui Cerebel și au discutat despre acesta în lipsa lui. Știți foarte bine că am vorbit. Am vorbit despre ce s-a discutat, despre Cerebel în lipsa acestuia și v-am spus că Emil Rengle a fost țața insulei. Asta am zis de la bun început, că Emil Rengle este țața insulei și Emil Rengle a considerat necesar să participe întotdeauna la discuții și să-l facă pe Cerebel oaia neagră a echipei. El și-a dorit să întoarcă toată echipa împotriva lui Cerebel și asta a zis și Elena Chiriac, lucru pe care eu l-aprob și noi, telespectatorii, am văzut toate aceste lucruri. Pentru că discuțiile acestea au fost la ordinea zilei în tabăra faimoșilor în momentul în care Cerebel a fost în exil. Emil Rengle s-a simțit deranjat pentru că Emil Rengle nu-și dorește să aibă conflict cu nimeni. Iar în momentul în care Elena a început să zică toate aceste lucruri despre el, s-a gândit să o atace și a zis că nu e adevărat, că exagerează. A întrebat echipa dacă Elena Chiriac are dreptate. Echipa n-a vrut să se bage. Nici Smărândescu n-a vrut să se bage, l-a spus că nu vrea să participe la această discuție. Păi ce ai făcut, măi, Smărândescu? Că spuneai de Cerebel că este mielușel. Dar tu de ce nu participi? De ce nu îi ții partea Elenei Chiriac? Pentru că știi și tu foarte bine că este așa. Smărândescu nu participă la această discuție. De ce? Pentru că și el are o problemă cu Cerebel și el a fost și el s-a numărat printre persoanele care au participat la discuțiile defăimătoare la adresa lui Cerebel. El a zis că Cerebel aduce numai ceartă în echipă. Rengle a spus că Cerebel minte, că aduce puncte și așa mai departe. Dragii mei, aceste lucruri sunt filmate și Elena Chiriac a spus foarte bine ce a spus. După această discuție, după ce a avut loc această discuție, Emil Rengle s-a dus în pădure să-i spună lui Cerebel ce s-a discutat în tabără. Vom vorbi și despre asta. Motivul pentru care Emil s-a dus la Cerebel repede să-i spună ce s-a discutat a fost pentru a-și lua măsurile de siguranță și pentru a fi el primul care spune lui Cerebel, uite ce s-a discutat și uite că nu e adevărat. În speranța că Cerebel va lua în considerare spusele lui. Însă lui Cerebel nu-i plac oamenii care pârăsc, care bârfesc și știe că spusele lui Emil Rengle nu valorează foarte mult. O parte este adevăr și o parte este minciună. Iar minciunile, bineînțeles, că Emil Rengle și le face astfel încât să pice el în picioare. Înainte de jocul pentru recompensă, războinicii s-au gândit să se antreneze puțin. Foarte bine, însă, într-un sfârșit, îi văd și eu pe războinici antrenându-se și faimoși ar trebui să facă la fel, dar în contextul în care ei nu au suficientă mâncare, cred și eu că numai chef de antrenament nu au. Cu toate acestea, este foarte bine să te antrenezi pentru că ajungi să fii mai bun și mai bun și mai bun. De aceea războinicii câștigă, pentru că ei se antrenează indiferent cât de puțină mâncare au.
La jocul pentru recompensă, Smărândescu nu a intrat pe traseu din cauza problemelor medicale, iar Otilia nici măcar nu și-a făcut apariția. Jocul pentru recompensă a fost câștigat de Războinici cu scorul de 10-7, astfel că aceștia s-au bucurat de un brunch pe cinste. Trebuie să vă mărturisesc faptul că am fost impresionată de cât de multă mâncare au primit Războinicii la acel brunch. Cu toate acestea, ei au făcut față cu succes. După ce au plecat pe insula lor, masa aceea a rămas goală, complet goală, ceea ce înseamnă că Războinicii au mâncat tot. Au mâncat tot! Pe final am mai văzut și pe Relu, terminând ultima înghițitură din pahar, cred că s-a mâncat tot. Mă bucur pentru Războinici că au mâncat bine, mersi, și au pus burta la cale și, bineînțeles, în momentul în care ești mâncat, nu mai ai chef de ceartă, cum de altfel au faimoșii. Aceștia, bineînțeles, că sunt supărați că au pierdut un brunch pe cinste. În momentul în care li se arată recompensa și în momentul în care pierzi, nici nu vreau să mă gândesc cât de greu le este faimoșilor, le-a fost faimoșilor la acel moment, să vadă acel festin pe cinste și să piardă. Și au mai dat și totul pe traseu, pentru că au ajuns la un scor destul de decent. N-au ajuns la ștafetă, dar cu toate acestea, dacă n-ar fi intrat Emil Rengle pe traseu, cred că faimoșii ar fi avut o șansă. Dacă ar fi intrat Smărândescu și Emil n-ar fi intrat absolut deloc. Smărândescu a fost un pic deranjat de faptul că nu i s-a dat voie să intre pe traseu, pentru că el, ca și sportiv, știe mai bine cum să aibă grijă de accidentarea lui și știe mai bine că el putea să intre pe traseu. Cu toate acestea, nu a putut să se opună deciziei medicului și, dragii mei, am ajuns la discuția mult așteptată. Emil Rengle s-a dus în pădure după Cerebel să-i expună situația care a avut loc în tabăra faimoșilor în lipsa acestuia. El a început să-i spună că Elena Chiriac i-a spus că este hater la adresa lui Cerebel. A început să-i spună tot. Tot varianta lui. Nu i-a spus faptul că a aplaudat-o pe Natalia pentru alegerea ei. Nu i-a spus că, nu știu, în momentul în care Cerebel era plecat în exil, el a fost cel care a zis că oare energia pozitivă va mai fi aceeași în momentul în care Cerebel se întoarce? Lucrurile acestea nu le-a mai spus. El a zis doar ce i-a convenit. I-a expus lui Cerebel situația din perspectiva lui, în speranța că Cerebel îi va da dreptate, în speranța că va forma o alianță cu Cerebel. Ba mai mult decât atât, i-a zis acestuia că nu-i place că se izolează și că i-ar plăcea foarte mult să facă parte din grupul lor. Cerebel a spus că el face echipă cu telespectatorii și că nu are nevoie de absolut nimeni, pentru că el își dorește să câștige Survivor România 2022, pentru că pe el nu-l interesează absolut nimic, nu-l interesează dacă TJ este deranjat de prezența lui, dacă Smărândescu este deranjat de prezența lui și așa mai departe. Pe el îl interesează de felul în care noi telespectatorii îl percepem și pe el îl interesează să ajungă la sufletele noastre. Și eu, pentru Cerebel, am tot respectul, mie îmi place foarte mult felul de a fi al lui Cerebel, rezonez în totalitate cu acesta. Mi-am schimbat ușor părerea despre Smărândescu, pentru că el s-a dat cu dușmanul și mie nu-mi plac genul acesta de lucruri. Eu niciodată nu aș face așa ceva, eu probabil că aș fi la fel cum este Cerebel. M-aș izola de grup și aș fi individualist. Pentru că mie nu mi se pare nimic greșit în a fi individualist. Mai ales că vorbim despre o emisiune în care există un singur câștigător. Ok, sunt o echipă, Cerebel trage cât poate pentru echipă, dar până la urmă și până la coadă, trebuie să te gândești la tine. Trebuie să te gândești la tine. Iar în momentul în care Cerebel a fost pus în situația să aleagă pentru echipă, el a gândit strategic. Lucru pe care eu îl aplaud și sunt în totalitate de acord cu ceea ce spune. Emil Rengle este o persoană care
își dorește să se dea pe lângă toată lumea, astfel încât să fie bine. Și niciodată n-am să pot să rezonez cu genul acesta de oameni, pentru că dacă el consideră că nu mai are nimic de câștigat de pe urma lui cerebel, să spunem, l-a aruncat la gunoi. Așa funcționează genul acesta de oameni, cum este Emil Rengle. La consiliu, prezentatorul anunță faptul că Otilia părăsește definitiv competiția Survivor România 2022 din cauza problemelor medicale. Era și timpul să se întâmple asta, pentru că deja erau 2 săptămâni în care Otilia, chiar dacă a intrat pe traseu, nu a făcut mare brânză și în ultima perioadă Otilia a fost mai mult plecată pe la spital, deci nu era un concurent care să aducă aport echipei sale, așa că ea a părăsit competiția. Sincer o să fiu, este un mic dezavantaj pentru echipa faimoșilor, pentru că ar fi putut să aștepte până la consiliul de eliminare. Cu toate acestea, așa a fost să fie. La consiliul de eliminare, probabil că o să părăsească competiția Emil Rengle. Să sperăm. Să sperăm. La consiliul de exil, pentru că acest consiliu este întrunit pentru a se afla persoanele care vor merge în exil. Nici nu vreau să mă gândesc la faimoși și la războinici, pentru că această schimbare de joc îi afectează. Pentru că indiferent dacă ei câștigă sau pierd jocul pentru recompensă, unul din echipa lor trebuie să plece în exil. Înainte de a afla concurenții care au obținut cel mai bun timp în aducerea punctului la faimoși și la războinici, prezentatorul i-a întrebat pe faimoși care au fost discuțiile care au avut loc în tabăra lor și aici Emil Rengle a început să vorbească despre micul conflict pe care l-a avut cu Elena Chiriac, spunând că până la urmă și până la final s-a adeverit faptul că Elena a mințit, pentru că echipa a fost de acord cu spusele lui, ceea ce nu s-a întâmplat. Elena Chiriac a considerat că nu mai trebuie să mai spună nimic, pentru că cuvintele sunt de prisos. Emil Rengle oricum întoarce lucrurile în favoarea lui și echipa în acest moment nu are de gând să susțină pe nimeni. Dar cu toate acestea, ei știu bine ce au vorbit și cred că asta este cel mai important. Cred că până la urmă Elena Chiriac a zis, știi ceva? Faceți borș. Cerebel să creadă pe cine vrea el. Cerebel oricum este o persoană mult prea trecută prin viață, astfel încât să ia de-a bună tot ceea ce spune Emil Rengle. În ceea ce îi privește pe războinici, aceștia sunt relaxați, spune Nedelcu că nici măcar nu s-au gândit la exil, pentru că au burțile pline. Și acum a venit momentul, dragii mei, să aflăm concurenții care au obținut cel mai bun timp. La faimoși, concurentul care a obținut cel mai bun timp a fost TJ. Propunerea lui TJ a fost Zmărândescu. TJ nu l-a propus pe Emil Rengle deoarece face parte din grupul compus din Emil Rengle, Laura și el. Nu avea cum să-l aleagă pe Emil Rengle pentru că ei se înțeleg foarte bine. Cu toate acestea, dacă mă întrebați pe mine, decizia lui TJ nu a fost absolut deloc în beneficiu echipei, a fost pentru el. Pentru ca el să fie sigur că în momentul în care Emil Rengle va avea puterea să propună pe cineva, să nu îl propună pe el. Dacă TJ s-ar fi gândit să facă o propunere în beneficiul echipei, l-ar fi propus pe Emil Rengle, deoarece el nu aduce puncte. El este un concurent foarte slab. Și Zmărândescu, indiferent că ar fi intrat sau nu pe traseu, tot era bine pentru faimoși, că rămâneau cei mai buni. Așa că nu sunt deloc de acord cu decizia lui TJ. El a propus pe Zmărândescu din motive medicale. Dacă stătea altfel situația, eram de acord. Ținând cont de faptul că Emil Rengle este o verigă nu slabă, foarte slabă a echipei faimoșilor, ținând cont de faptul că TJ este prieten cu Emil, din punctul meu de vedere, TJ nu a ales în beneficiul echipei. Zmărândescu, bineînțeles că s-a supărat pentru că el consideră că este nedrept faptul că l-a trimis în exil. Lasă Zmărândescu, că și pe Cerebel l-ați trimis în exil și în momentul în care Natalia l-a propus
spre exil, n-ai mai avut nicio problemă. Lasă! Foarte bine că l-a trimis DJ-ul pe Smărândescu în exil, pentru că Smărândescu s-a dat cu dușmanul. Mă bucur. Pe de o parte mă bucur, pe de o parte clar nu este în beneficiul echipei, dar în felul acesta vede și Smărândescu care sunt adevăratele prietenii de la Survivor România. Foarte bine. Foarte bine. Pe de altă parte, concurentul de la Războinici, care a obținut cel mai bun timp în aducerea punctului, este Ionuț. Iar Ionuț l-a propus pe Doru pentru că el nu aduce puncte. Doru nu a avut nimic de obiectat în legătură cu alegerea lui Ionuț, spunând că îi se pare corect, dar el spune că își dorește ca în momentul în care va reveni la Consiliu să îi vadă pe Războinici câștigători și să câștige imunitatea, astfel încât el doar să stea pe scaun și să asculte ce se vorbește la Consiliu. Mi-a plăcut foarte mult felul în care Doru a tratat această situație, nu s-a lamentat, a luat până la urmă lucrurile așa cum au venit. Și dacă faci prea mult caz, tot în exil te duci. Mi-a plăcut foarte mult felul în care Doru s-a comportat. Dragii mei, acestea au fost evenimentele care au avut loc în emisiunea Survivor România de aseară. Dacă am ratat ceva, vă invit să-mi lăsați în comentarii, să-mi atrageți atenția și bineînțeles că voi ține cont de părerea voastră. Eu sunt Angelica Iordănescu, vă mulțumesc din suflet pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja, să dați un like și eu și acestui videoclip pentru că m-ar ajuta foarte mult. În felul acesta mă susțineți să postez din ce în ce mai des. Și forță Războinicii! Forță Faimoșii!